Complexul Gloria Residența anunță deschiderea celei mai moderne piețe din județul Dolj. Inaugurarea programată sâmbătă, 16 decembrie, se anunță un eveniment de mare interes atât pentru comercianți cât și pentru cumpărători. Pe lângă condițiile demne de o piață europeană, investițiile cuprinzând hale de comercializare a produselor agroalimentare ultramoderne, restaurante, carmangerie, cafenea, farmacie fitosanitară, magazin general non-stop, precum și parcări special amenajate pentru vânzători și cumpărători deopotrivă, toți cei care vor trece pragul noului hub din Craiova vor fi întâmpinați cu numeroase surprize din partea organizatorilor. Dorim să fie cel mai mare hub din zona Olteniei. În momentul de față o să deschidem undeva la 18.000 de metri. În decurs de 2 ani de zile dorim să ajungem până la 60.000 de metri. Nu dorim să fie decât pe fructe și legume, dorim să fie pe industrial și dorim ca și vecinii noștri din zonă, ținând cont că putem să ne extindem și se poate să fie cel mai mare hub din zona Oltenii, să meargă pe aceeași idee cu noi. După cum vedeți, s-au schimbat condițiile foarte, foarte mult. În momentul de față, fiecare hală este aprovizionată cu 380 și cu cameră de frig. Am făcut și zonă de vânzări, am făcut și zonă pentru angro și magazine, restaurante. După cum vedeți, peste stradă amenajăm în momentul de față parcări, încât traficul din Craiova să nu mai aibă niciun fel de problemă și artera de intrare să nu mai fie ocupată. Deschiderea va fi pe 16 de decembrie și pe craioveni îi vom aștepta cu foarte multe surprize. Hubul modern care se va deschide în zona Făcăii ca urmare a investiției realizate de complexul Gloria Residence va face din vechiul târg municipal, aflat în administrarea SC Piețe și Târguri, doar o amintire tristă a condițiilor improprii în care erau obligați comercianții să-și desfășoare activitatea. Noua piață se adresează atât comercianților angro cât și celor care vând cu amănuntul, existând spații dedicate în acest sens. De asemenea, există o zonă special amenajată pentru producătorii locali, de unde clienții pot cumpăra legume și fructe proaspete de sezon, toate produsele fiind comercializate în spații special amenajate, după toate normativele în vigoare.